birui, îi voi da dreptul să mănânce din pomul vieții și din raiul lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu ca toți care suntem aici să fim biruitori în numele lui Iisus Hristos. El este marele biruitor. El a biruit totul. El a biruit lumea, El a biruit pe Satan, a biruit moartea, a înviat și este viu în vecii vecilor. Așa că spunem din toată inima, glorie marelui biruitor. Pentru că nu o să citesc un text, o să rămân la Psalmul 121. Haideți să mai facem o rugăciune pe care o știm cu toții, rugăciunea domnească Tatăl nostru, așa că vă rog să plecăm capetele, să închidem ochii și cu voce tare să zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă mulțumesc, vă invit cu mult respect să vă reașezați. Mulțumesc de primirea frumoasă pe care mi-ați făcut-o și eu am sentimente deosebite pentru Biserica Maranata din Dămăroaia și mă bucur pentru că m-ați inclus în lista de prieteni, așa că spun din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Asta am făcut-o și eu de mai mult timp. Mă simt bine la Maranata de fiecare dată. Atunci când vin în București, am posibilitatea să aleg mai multe biserici. Dar întotdeauna aveți prioritate. Aleluia! Pentru că simt așa o legătură specială și legătura asta cu siguranță o face Duhul Sfânt. Aleluia! Dragii mei, mă frământam stând acolo pe bancă ce să împărtășim în această seară. Sunt foarte obosit pentru că am avut câteva zile de evanghelizare în Oltenia, pe căldura asta toridă, erau 42 de grade ieri. Am prins corturi unde era saună, în adevăratul sens al cuvântului, dar mulțumesc Domnului pentru că a dat biruință și Evanghelia a fost proclamată și au fost inimi atinse, cercetate, Dumnezeu să lucreze cu mântuire. Amin. În seara asta voi pleca acasă, rugați-vă pentru mine, ca Domnul să mă ajute să ajung cu bine în sânul familiei. Amin. Dragii mei, Psalmul 121 începea în felul acesta: îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Adevărul este că trăim într-o vreme în care oamenii au nevoie disperată de ajutor. Sigur că foarte mulți caută ajutor la oameni, numai că ajutorul oamenilor este limitat. Oamenii te ajută o dată, de două, de trei, de patru, de nouă, dar la un moment dat spune stop. Pentru că oamenii, noi oamenii suntem limitați. Însă adevăratul ajutor, dacă vreți, pentru mine, pentru voi și pentru toți oamenii, vine de la Cel care este nelimitat. Și acesta este Dumnezeu. Să spunem din toată inima, glorificat să fie Domnul. Spune aici psalmistul: ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Acum întrebarea este, cui trimite Domnul ajutorul? Asta ne frământ. Care sunt beneficiarii ajutorului? Pentru că Dumnezeu nu-i ajută pe toți. Ascultați-mă aici, toți au nevoie, dar Dumnezeu nu trimite ajutorul la toți. Vrem să învățăm lecția asta, și Dumnezeu mi-a spus să predic subiectul ăsta de aici și răspunsul este în cuvântul ajutor. O să luăm fiecare inițială a acestui cuvânt ajutor, o să-l disecăm așa în seara asta și apoi împlinind ce înseamnă însăși cuvântul ajutor, 100% Dumnezeu ne va trimite ajutorul. Să spunem din toată inima, lăuda să fie Domnul.
Prima inițială a acestui cuvânt ajutor este litera A. Știți cui trimite Dumnezeu ajutorul? Celor ce-L ascultă în totalitate, fără nicio rezervă. Doamne ajută-ne! Numai la ăia. La categoria asta. Vreau să vă întreb în seara asta. Ne-a vorbit Dumnezeu? Ne-a vorbit, da? Că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. De câte ori nu, n-a vorbit la Maranata, dă-mă roaia. A vorbit Dumnezeu, Dumnezeu vorbește, sigur, cel mai mult prin cuvânt. Dar are și alte metode. Dumnezeu vorbește prin cuvânt profetic, mai avem vase de lucru care stau la îndemâna Domnului și pentru asta spunem slăvit să fie Domnul. Dumnezeu vorbește printr-o cântare. Știți că Dumnezeu vorbește printr-o cântare? Exemplu, fratele Ovidiu Liteanu, când era în viață, era undeva în județul Timiș la o evanghelizare. Era în aer liber, boxele puse afară și cânta o cântare compusă de dumnealui, poate e ultima chemare pentru tine. Întoarce-te la Dumnezeu. Și mergea un om pe stradă, hotărât să-și ia viața în pădurea din capătul satului, ajunsese la culmea disperării. Era, avea în geantă funia pregătită să meargă, hotărât 100%, să-și ia viața, să se spânzure acolo de un copac. Și cântarea asta răsuna ecoul ei ajuns până la el. Și cântarea spunea, poate e ultima chemare pentru tine. Și prin cântarea asta l-a chemat Dumnezeu. Și zice, măi, e ceva deosebit, n-am mai auzit. Ecoul, cuvintele acestei cântări l-a atras. Și cum era fratele Ovidiu, după fiecare cântare stătea de vorbă și vorbea despre faptul că viața e darul lui Dumnezeu, că nu ești la întâmplare, Dumnezeu te-a creat după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu are un plan cu tine, vrea să te mântuiască. Și s-a dat exemplu pe el, că altă dată a cântat pentru bani în lume, în fumul de țigară, în mijlocul alcoolului și a oamenilor fără de Dumnezeu. Și dintr-o dată omul ăsta a fost dezarmat, inima lui a fost schimbată și când a făcut o chemare la final și a spus, dacă e cineva care vrea să-și predea viața în mâna Domnului, să vină în față. O venit în față și când l-a întrebat cum te cheamă, câți ani ai, ce-i cu tine, a spus, vreau să vă spun ceva, am ajuns la capătul resurselor, mă ducem în pădure să-mi iau viața. Și-a arătat, o deschis sacoșa în care avea funia. O rămas oamenii marcați, dumnealui mi-a povestit asta, am fost cu el 2 săptămâni la evanghelizare, seară de seară. Că Dumnezeu vorbește și prin cântare. Lăuda să fie Domnul. Are metode multiple prin care Dumnezeu vorbește. Întrebarea este, l-am ascultat? Celor care îl ascultă, că de multe ori ne intră pe aici și ne iese pe aici. Știți, mi se întâmplă uneori că mă duc într-o adunare și predic, așa, peste săptămână, marți, miercuri, nu-s prea mulți. Unii mi-au spus, frate, la noi să vii duminica, că atunci duminica arhiplină. Bă, rugați-vă să fie 7 duminici pe săptămână și vin la toți. Și au zis, frate, dacă predic asta, asta dacă ai fi ținut o duminică să vii, că ăia care trebuia ca să fie nus. Și am spus, nu, Dumnezeu nu a vorbit pentru cei care nu sunt aici. Dumnezeu în seara asta a vorbit și vorbește pentru noi care suntem aici. Lor le va vorbi Dumnezeu când va găsi cu cale Dumnezeu, care Dumnezeu metode să le vorbească și în afara bisericii. Ei, important e ca ceea ce ne vorbește Dumnezeu să ascultăm în totul, totului, tot. Doamne ajută-ne! Știți că lui Saul Dumnezeu i-a trimis ajutorul de multe ori. A ajuns împărat. Și într-o bună zi a spus așa, prin profetul Samuel, te duci la Amalec, pentru că amaleciții ne-au astupat drumul când ieșeam din Egipt. Au vrut să ne distrugă. A vrut să-mi distrugă poporul, să-l extermine. Și atunci
Vine momentul, a venit clipa, ziua, când îl dau în mâinile tale. Dar să nu cruzi nimic, să treci prin foc și prin sabie tot. A ascultat Saul? Cât o vrut. Știți ce a ascultat? A ascultat vocea poporului. O zisă ăia din spatele lui, zice, împărate, cum să trecem noi prin foc și sabie? Uite ce viței faini au ăștia. Uite cum joacă mușchii pe ei. Uite ce crlane ăștia, numai buni de pus la proțap. Cum să-i... Cu cine alegem, domnule? Numai cu mirosul? Și tot ce a fost bun, au făcut o selecție. Și au spus, dă și ăsta merge, dă-l în turmă acolo. Ce faine, băi, fii atent aici. Ce iese din ăsta? Și tot ce a fost rău, prost, o nimicit. Ba însă, l-o cruțat, spune Biblia, și pe Agag, împăratul lor. O zis Saul, urcă aici lângă mine. Ești omologul meu. Și a spus Dumnezeu așa, îmi pare rău, îi spune lui Samuel, că l-am pus pe Saul împărat, m-a dezamăgit. Când îl dezamăgim pe Dumnezeu? Când n-ascultăm, dragii mei. Știți când se duce Samuel trimis de Domnul ăsta, iasă ca un copil de ala pe care îl lași acasă și sparge, face prostii. Și când te întâmpin așa, când ajungi, zice, mamă și tată, am fost foarte cu minte, tu știi că o fac cu pozne. Exact așa a zis el, zice, Samuel, am împlinit întru totul cuvântul Domnului. Nu a zis nimic Samuel, nici da, nici nu. Dar dintr-o dată a început să behăie, să mugească animalele. Ce Samuel, e cam multă gălăgie în spatele tău. Ce sunt astea? Nu era vorba? Nu a spus Domnul tot? O zis Domnul 10%? O zis Domnul ce-ți place? Ce a zis Domnul? Tot. Păi tot e tot. Ce nu eu, poporul. Știți că astăzi o grămadă de conducători ascultă vocea poporului? Și am transformat adunările în teatre, în show-uri. Unde sunt adunările alea de acum 30-40 de ani? Ascultăm de oameni că dacă nu se duce în altă parte, nu știu ce, du-te mă, te ajut să te duci unde vrei, Valea. Important e să nu se ducă Dumnezeu din adunare, nu oameni. Că mai bine să rămân cu o mână de oameni, dar care sfinți. Când mă plec pe genunchi cu ei și când mă rog să trimită Dumnezeu ajutorul, asta contează. Căutăm o vreme în care mulțimile ne... Cât sunt la voi, bă? Merită să vin? O întrebat unul, zice, merită să vin. Dacă sunteți de la 100 în sus, mă urcă în mașină, dacă nu, nu. Și Hristos a predicat unei femei. Doamne, ai milă de noi. Doamne, cercetează-ne în seara asta. Te leapă de Domnul. Pentru că neascultarea, Saule, e la fel de vinovată ca ghicirea, închinarea la idoli. În disperare îl prinde de haină și se rupe haina. Cum se rupe haina asta, Domnul rupe domnia din mâna ta și o va da altuia care ascultă. O zici, Domnul, am să-mi aleg un om după inima mea. Din clipa aceea, părăsit Saul, nu i-a mai vorbit Dumnezeu, la vrăjitoare a ajuns. Avea nevoie de un cuvânt. Viața lui a fost chin. Niciun ajutor n-a primit. Și a avut un sfârșit dramatic, el și toți fiii lui. Război cu filistenii. O văzut că filistenii îi seceră. Și-o fi spus, Doamne, trimite-mi ajutorul. Doamne, trimite-mi ajutorul, nu mă lăsa să pierd cu fiii mei. Toți au murit. Pentru că Dumnezeu trimite ajutorul numai celor care îl ascultă, îi dau toată ascultarea. Doamne, ajută-ne! Rănit grav, i-a spus celui ce-i purta armele,
Nu mă lăsa să cad în mâinile vrăjmașilor să mă batjocorească, omoară-mă. Eu fost frică, spus, nu pot să fac asta. Tu ești împăratul lui Israel. Și a trebuit ca Saul să ia el o sabie și să se sinucidă. Că oamenii care n-ascultă, oamenii care n-ascultă, sufletele lor pe mâna satanei ajung, ca lui Iuda. Tot sinucidere și acolo. Așa sfârșesc oamenii care n-ascultă. Doamne, ai milă de noi. El și fiii lui au murit în ziua aia. Și a fost o dramă. O zi neagră în istoria poporului Israel. Pentru că Dumnezeu n-a mai trimis ajutorul. Dumnezeu trimite ajutorul celor ce ascultă. Vorbește, Doamne. Și au zis Eli lui Samuel, nu? Când vei mai auzi vocea, asta e vocea lui Dumnezeu. Și tu să spui așa, vorbește, Doamne, că robul tău ce face? Și când asculți de el, Dumnezeu trece peste munți. Amin? Trece peste ape. Nu-l pot opri râurile năpraznice, nimeni și nimic, că Dumnezeul nostru e măreț și atotputernic și îți trimite ajutorul. Să spunem în seara asta, laudă Domnului, glorie Lui. Vreți să ascultăm? Nu a ascultat un alt exemplu, Pilat. Vă imaginați ce oportunitate, ce privilegiu a avut Pilat să-L asculte pe Domnul Iisus. Să stea față în față cu El. I-a vorbit Dumnezeu și nu i-a vorbit. Prin mai multe modalități. I-a vorbit prin ce? I-a vorbit prin nevinovăția Domnului Iisus, în primul rând. De mai multe ori l-a cercetat și n-a găsit în el nici măcar o vină, spune Biblia. Știa că iudeii din ură, din pismă, l-au dat în mâinile lui. I-a vorbit Domnul Iisus. L-a întrebat, tu ești împărat? Uite ce te acuză că te-ai făcut împărat. Vreau să te întreb aici, în sala tronului aici. Tu, Iisuse, ești împărat? S-a făcut tăcere acolo. Și Hristos a spus, da, eu sunt împărat. Glorificat să fie împărat. Liniște s-a făcut. Și o liniștit și Domnul și a spus, stai liniștit, că n-am venit să concurez cu voi. Pentru că împărăția mea nu-i de aici. Împărăția mea este veșnică. Binecuvântat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Cel mai mult a vorbit prin visul nevestei lui. A visat un vis și a trimis vorbă și a spus, Pilat, să nu te atingi de acest iudeu cu numele de Iisus, că e neprihănit, e nevinovat. L-am visat, n-am putut să dorm din cauza asta, nu cumva să te atingi de el. Și spune Biblia, de atunci Pilat căuta și mai mult să-i dea drumul să le libereze. Dar au venit evreii și au spus, dacă îi dai drumul, tu nu ești prieten cu Cezarul. Pe cine asculți, pe el sau pe noi? Și atunci Pilat, i-a ascultat pe ei, au vrut să facă voia lor. Mă pun bine cu ei. Îi ascult pe ei, că ăștia într-o bună zi vor fi lângă mine. Vezi de treabă. Oamenii te ridică, dar oamenii îți dau drumul. Mai mult îți dau drumul decât te ridică. Dacă te ridică, te ridică să bai de unii cădea. Atâta tot. Te aruncă în sus, să întorci toți cu spatele. Bucăți te faci. Știți oamenii, ce mai mulți dintre ei. O luat un lighean, a zis, mă spăl, îți nevinova, zice, vedeți? N-am treabă cu sângele lui, serios? Spune istoria că Pilat și-a pierdut mințele, nu a avut nicio promovare, nimic. Nebun a devenit. Pentru că în fiecare zi când se ducea la lighean să se spele, în loc de apă vedea sânge. Pentru că ascultați-mă ce vă spun în seara asta, dacă glasul sângelui lui Abel strigă, cu atât mai mult strigă glasul sângelui Domnului Iisus Hristos. Mielul fără cusur, mielul nevinovat, glorificat să fie numele Lui. S-a meritat Pilat să asculți? De oameni?
Mi-am propus să ascult de Dumnezeu, nu de oameni. Și dacă oamenii nu mă apreciază, nici nu-mi trebuie. Dacă oamenii nu mai stau lângă mine, să fie sănătoși, important e să fie Domnul lângă mine. Că David spunea, când este El la dreapta mea, nu mă clatin, slăvit să fie Domnul. Pavel spune, la întâiul meu cuvânt de apărare, câți m-au părăsit? Ăștia sunt oamenii. Să veste bună. Domnul a stat lângă mine. Pentru că Domnul declară, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să vă părăsesc. Lăudat să fie Domnul. Prima literă, prima inițială din cuvântul ajutor, ea, care vine de la ascultare. Vreți să ne trimită Domnul ajutorul? Dumnezeu îi ajută pe cei ce ascultă de El în totul totului tot. Doamne, ajută-ne! Când vorbește Domnul odată, să auzim, să ascultăm, dacă nu de două ori, măcar odată, dar să și facem. Amin? O zis Domnul Iisus, de ce îmi ziceți la evrei, Doamne, Doamne, și nu? Faceți ce vă spun. Sătul de Doamne, Doamne. Că nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în cer. Nu. Dumnezeu are nevoie de oameni care să asculte și să împlinească. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, că de la ascultare merge la împlinire. Că altfel ne înșelăm singuri. Doamne, trezește-ne în seara asta. Merem mai departe, că și drumul la Suceava e lung. Dar-i răcoare, slăvit să fie Domnul. A doua inițială a acestui cuvânt ajutor este J. M-am gândit mult, J. Ce înseamnă? Că putem spune multe aici. Și Duhul Sfânt mi-a spus, vorbește despre jug. Știți cui trimite Dumnezeu ajutorul? Celor care poartă jugul bun și potrivit. Că-s mai multe juguri. Știți că-s mai multe juguri? De exemplu, sunt unii care în adunare poartă jugul încredințărilor personale. Ce frate, asta e încredințarea mea. Eu cu ea mă duc până la capăt. Pavel spune, încredințarea asta ta, fratele meu și sora mea, păstrează-o pentru tine. Că sunt unii care, pentru ei, încredințările sunt mai importante ca și Biblia. Te sperii când auzi la unii, m-am dus în unii comunități care n-au nimic de a face cu Biblia. Dar de unde vine asta? Din încredințări. Pavel vorbește acolo de zile, nu? Cine ține o zi, pentru Domnul o ține, cine nu ține, pentru Domnul nu o ține, cine mănâncă carne și cine nu mănâncă carne, vorbește acolo, nu mai deschizi Scriptura, dar știți voi Biblia. Tot felul de încredințări. De exemplu, sunt unii care nu predică sau nu-ți dă voie să predici dacă nu ești și vara la 40 de grade încheiat la ultimul nasture și cu sacoul pe tine. Apoi eu nu predic așa. Asta e încredințarea ta. Adică ce mă ajută că stau încheiat așa? Lasă-mă liber, frate, ca să pot respira. Eu strig mai tare, spun aleluia. Că nu te face sacoul ăla mai... Am văzut că Ionatan n-are sacou. El cred că nu de asta, n-are încredințare. Asta și-a luat în seara asta. Bă, dacă eu așa am considerat că pentru mine e normal, dar nu pot eu ca să-l ridic la rang de principiu. Tot felul de încredințări. Așa, așa, așa. Încredințări care au ajuns până acolo încât din cauza lor s-o despărțit sau s-o dezbinat adunările de la încredințări. Doamne, luminează-ne seara asta. Un alt jug, m-am gândit, este jugul nepotrivit cu cei necredincioși. Am găsit scris în 2 Corinteni, în capitolul 6, e avertismentul pe care Pavel îl lansează aici,
de la versetul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cine? Cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Știți că am întâlnit pe unii care au spus, bă, mie mai bine merge cu unul din lume decât cu pocăiții, că ăștia-s băieți faimă, ăștia-s băieți de viață. Îți de viață până într-o zi. Până când te vor duce în lume, că acolo te duce. Eu spun așa, cât de dificil sau de sucit ar fi un pocăit, că sunt pocăiți suciți. Bă, dar tot e mai bun ca unul din lume. Nu-l dau pe unul din lume. Ca să mă înțelegeți foarte clar. Uitați-vă în Scriptură, un fiu de-a lui David, pe nume Amnon, a ajuns să moară pentru că s-a înjugat cu cine nu trebuie. Spune Biblia că avea un prieten care se numea cum? Care știe? Nu spuneți toți. Pe rând. Ionadab. Cum era Ionadab? Era un om șiret, adică caracter de vulpe. Putem folosi asta pentru că Domnul Iisus zice despre Irod, spuneți vulpii acelea că azi și mâine lucrez și a treia zi voi isprăvi. Ăsta s-a îndrăgostit de sora sa de Tamar, soră vitrică, pentru că David, având mai multe soții, au rezultat mai mulți copii. Frați, surori, vitregi, având același tată, mame diferite. Tamar era soră dreaptă cu Absalom. Așa de bolnav încât o căzut în pat. Bun, eu știam cam ce tratament îi trebuie lui Amnon. Era pe mâna mea, îl tratam cu rezultate maxime, rapid. Ăsta când vine și îl vede, zice, mă, dar tu cum de te usuci, mă, ce ai? Spune-mă că nu suntem noi prieteni, tragem împreună la jug. De ce te usuci? Care-i baiul? Zice, îs îndrăgostit. De cine? De sora mea, de Tamar. Bă, dacă era un pocăit, îi spunea, mă, tu ai ceva la cap? Păi nu sunt atâtea fete, mă, tu cu sora ta, chiar dacă e vitrigă, mă. De asta îi spune, îți spune ce să faci. Zilul tai că tu să o trimită că ești bolnav, să-ți facă mâncare, să te hrănească și apoi îți mai spune eu ce faci, că eu spus tot, nu spune Biblia. Fata a venit cu intenții bune, neștiind ce-i în capul lui. Când o văzut ce intenții, fata, știți cum i-a vorbit? Dumnezeiește. I-a spus, mă frate, mă, nu fă una cu asta, mă, nu suntem păgâni, mă. Bă, noi suntem fii de rege, mă, tatăl nostru e David. Asta va fi o pată în familia noastră. Nu fă nebunia asta, vorbește cu tata, cu tare. Nici vorbă. Și-a bătut joc de ea și a aruncat-o și afară ca pe o cârpă. A spus, nu fă mai mare rău decât că l-ai făcut deja, e mare, nu-l fă mai mare de atât. Că nu sunt femeie ușoară să mă scoți afară. Și-a venit frate sau Absalom și-a spus, lasă soră, nu mai plânge, lasă că mă ocup eu. Și s-a ocupat. Că taică-sul numai s-a mâniat, atât. Atât a făcut, s-a mâniat. Și-a făcut Absalom peste 2 ani, îl atrage într-o cursă și-l omoară pe Amnon. Pentru că prietenii pe care îi ai te vor duce fie la viață, fie la moarte. Fie în lume, fie la Hristos. Tu cu cine ești la jug? Nu erau 4 prieteni care aveau un prieten de-a lor slăbănog, Marcu, capitolul 2. Unde l-au dus ăia? Unde l-au dus? La Iisus. Pentru că erau prieteni credincioși. O plecat cu pat până acoperiș și o ieșit prin ușă sărind și lăudând pe Dumnezeu. Aleluia! În căsătorie, o grămadă de slujitori au fost distruși. Căsătoria e distrusă. Pentru că s-au înjugat la un jug nepotrivit. Am auzit, vă zice, nu-i pocăită, mă, dar e faină. Las că o pocăiesc eu. Fac o sfântă din ea. Serios? Tu nu poți pocăi pe nimeni. Eu nu pot pocăi pe nimeni. Că dacă aș putea, am în familie, am cumnați, cumnate, care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Mi-aș pocăi vecinii, neamurile din partea lui tata, lui mama.
Aș pocăi tot satul de unde vin. Nu pot eu asta. Cel care poate ca să-i convingă, să-i dovedească Duhul Sfânt. Dumnezeu poate, nu tu. Nu, noi suntem limitați. Doamne, ajută-ne să veghem. Amen? Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Că dacă te înjugi la un jug de ăsta și în loc să vii joie la biserică, te duci la fotbal că joacă Steaua cu nu știu care, îi bai. Dacă duminică, atunci când e biserică, unul te ia la piață, rupe jugul. E un jug nepotrivit. Spuneți amin că nu-i păcat. Ia eu pe mine tot, duc la Suceava. Doamne, ajută-ne! Doamne, trezește-ne! Un alt jug este jugul robiei păcatului. Și ăsta e jug. Știți că sunt oameni care, chiar în adunare, îs robiți de anumite lucruri. Și spun la un moment dat, nu pot, îs prins. Că, de fapt, ce-i jugul? Cei care sunteți mai în vârstă știți, un fel de dispozitiv așa de lemn, pe vremuri, da? Erau la căruțele acelea de, cu roz de lemn, vă amintiți? Și se puneau animalele acolo, de regulă vitele, boii se puneau acolo și după aia, cu o bucată de fier, la dispozitivul ăla, punea la margine și nu mai putea să scoată capul. Nu te puteai duce, trebuia să stai acolo la jugul ăla. Ei, cam așa face satana. Unii îi bagă în jugul păcatului, în jugul ăsta robiei păcatului și nu mai poate. Nu mai poate ieși. Și aș putea să spun o grămadă de păcate aici. Știți că am cunoscut pe cineva care a fost proroc mare. L-a folosit Dumnezeu și la cuvânt și la prorocie. Până când l-a prins satana jugul jocurilor de noroc. O jucat la jocuri de-astea. 6 din 49, nu știu care, sper că nu v-am prins pe vreunul pe aici. Dați-mi voie să vă spun, copiii Domnului n-au noroc. Copiii Domnului au binecuvântare. Norocul ține o dată, de două, de trei, de patru, de cinci. Binecuvântarea ține pentru totdeauna. De aceea spunem, Doamne, binecuvintează-ne. L-a prins satana și o jucat cu pasiune, așa o jucat și o câștigat odată. Mult. O sumă de bani. Cum ar fi acum 100.000? O veni la noi la biserică, la Corocăiești, de unde vin eu, de un județul Suceava. Apăruse atunci, în anii 90, Daewoo Cielo. Era o culoare vișină putredă, faină culoare, bă, când au venit acolo la noi. O zis, bă, fraților, Dumnezeu nostru e bogat. M-am uitat și am spus, tată, dă-mi și mie, pentru că tu ești tatăl meu și eu sunt fiul tău. Și o zis, mi-a dat și a spus, fiule, acum ați trimit avansul. Și o zis eu o sumă, zice, mi-a dat avans atât, sumă, o spus-o. Dar zice, asta nu-i tot, mă, fraților, aștept lichidarea. Bă, nu mai venit. L-a lichidat Dumnezeu cu totul. Dumnezeu n-are nevoie de bani murdari. A lui Dumnezeu e și cerul și pământul. Amin? Să se ține minte. L-am întâlnit la ora actuală, îi plângi de milă. Nu mai este lucid, a avut un accident și dintr-un proroc, dintr-un mare predicator, a ajuns un om care nu mai poți vorbi cu el. Întrebarea, s-a meritat? Nu. Pentru toți banii lumii nu se merită. Pentru toți banii lumii. Doamne, ai milă de noi. Și pentru nimic altceva. Dar care-i jugul? Jugul bun, potrivit. Jugul bun este jugul Domnului Iisus. Evanghelia după Matei, capitolul 11. Auziți, citesc de la versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da ce? Odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru ce?
pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea e ușoară. Dumnezeu nu ne pune mai mult decât putem duce, că e înțelept. Știți, am văzut în vremea aia a copilăriei mele oameni fără înțelepciune puneau în căruță mai mult decât puteau duce vitele. Și după aia le băteau. Și-o spunea, trage, du-te, du-te, era dealul mare. Și de unde dacă o pus mai mult decât puteau? Ce bun e Dumnezeu! Că nu ne pune mai mult decât putem duce, că Dumnezeu e înțelept. Și când nu mai poți tu, poate El. Și vine și te ajută. E o cântare veche care spune, ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă El la rând, chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sânge rând. Aici după cap, la vite era sânge, era rană. Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug, căci mulți au stat cu El la masă, dar prea puțini au tras la jug. Că sunt unii care nu-s la jug, împing căruța înapoi. Alții pun beț în roate, zice, poate să o opri, să se închidă acolo, zice. Poate n-a mai merge. Vreau să vă spun că spițele de rezistente, de oțel, astea farmă toate bețele, pentru că biruința o dă Iisus. Lăudat să fie Domn! Nimeni n-a putut să oprească lucrarea Domnului. Petru, tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica mea și porțile iadului, a locuinței morților, n-o vor birui. Hristos este biruitorul. Așa că, cum stai cu jugul? Vrei ajutor? Trage la jug. Amin? Jugul bun. Scapă de restul. Scapă de restul. Ia jugul lui Hristos. Ăsta e bun. Și du-l. Și du-l. Fă-ți partea. Unde te-a pus Dumnezeu, nu pune beță în roate. Bă, să nu meargă, să văd unde ajung ăștia fără mine. Ai gândit așa? Doamne, iartă-ne, ai milă de noi. 3. A treia inițială este U. Sunt multe și cu... M-am gândit să aleg cea mai potrivită. Cui trimite Domnul ajutor? Celor care știu să uite ceea ce trebuie de uitat. Doamne, ajută-ne! Pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le uităm și sunt lucruri pe care trebuie să le ținem minte. Noi suntem ciudați. Noi de obicei uităm ce trebuie să ținem minte și ținem minte ce ar trebui să uităm. Nu e așa că suntem ciudați? Ce ar trebui să uităm? Ca să-ți trimită Domnul ajutorul. Uită lumea, lucrurile lumii și viața veche. Doamne, ajută-ne! N-am declarat noi atunci când ne-am pocăit, când ne-am hotărât pentru Domnul și am cântat, m-am hotărât că-L urmez? Da? Am declarat atunci că renunțăm la lume, că uităm lumea, că mergem înainte și înapoi, eu nu voi, nu o să dăm niciodată. Uită lumea. Când văd că la ora actuală sunt unii, eu nu-s de acord, mai sunt unii care vin de prin lume, că-s actori, că-s foști, luptători, fotbaliști, bă, la o lună de zile îi punem la învoane. Bă, ce caută ăștia la învoane? Lasă-l, bă, 5 ani de zile acolo să vezi ce-i cu el. Păi, ăsta e loc sfânt aici. Nu oricine, așa... Și ce spune el? Numai din viața lui. Ce-a făcut? Mai dă și idei la alții. Mai sunt unici, bă, dacă ăsta a făcut atâtea prostii și l-a iertat, mă iartă și pe mine Dumnezeu. Le mai dă și idei la copiii noștri. Păi a fost un popă de ăsta care l-a purtat ăștia ca la anul nou, peste tot, în toate casele l-a dus, nu-i dau numele. Un popă de ăsta. Un bandit care numai după bani a umblat. Îl știu foarte bine.
Numai lucruri de astea au spus din ce a făcut el, ce făcea cu colaci, cu aia, nimic din cuvânt, nimic, l-au purtat frații, după ce nu mai producea nimic, plecă înapoi la ortodox. Ce am făcut? Bă, lasă-l pe popa să vezi popa a murit față de viața veche. Că Pavel a spus așa, toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Mă mai spun ceva din Romani, uite, acum mi-aduce aminte Domnul să vă citesc de aici din Romani, ceva foarte sugestiv. Ia auziți, în Romani, în capitolul 6, de la versetul 21. Sau nu, hai de la versetul 20. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este cum? Rușine, nu se le mai spui. Păi tu, unii așa le spun, simți că le pare rău, că nu le mai pot face. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Doamne, binecuvintează-ne! Uite lumea! Domnul Iisus dă un exemplu despre nevasta lui Lot. Ce le-a zis când i-a scos îngerii? Pe Lot, nevastă sa și cele două fete nemăritate, fecioare. Ce le-a zis? Două lucruri le-a zis. Să nu vă opriți la câmpie, scapăți viața la munte și să nu vă uitați unde. Apoi. Uitați! Nevasta lui Lot, spune Biblia, s-a uitat înapoi și Domnul a transformat-o într-un stâlp de sare. O ieși din Sodoma, dar nu a ieșit Sodoma din ea. Că vă mai spun ceva. Dumnezeu e bun, asta știți, spuneți amin. Și Domnul le-a dat șansă, pentru că la un moment dat acolo în Sodoma acolo, i-a luat prizonerii. Au fost biruiți împărații Sodomei Gomorei, s-au dus, i-au luat cei cinci împărați robi și l-au luat și pe Lot cu toată casa lui, pentru că Lot era un om cu vază. Și Avram se duce, îi scapă. Întrebarea este, de ce? De ce Lot s-a dus în Sodoma? Bă, tu nu vrei să uiți Sodoma asta deloc, bă? Apropo, n-am spus la punctul ăla, că merita la punctul ăla acolo cu necredincioșul, cu jugul. Știți cum i-a numit Lot pe sodomiții când au venit? Au spus, bă, am văzut că ai doi bărbați în casă la tine. Arătau faini. Dă-ne afară. Știm noi ce vreau să facă cu ei. Iese Lot afară, cum îi numește pe sodomiți? Cum le spune? Zice, fraților. Păi știați frații tăi? David în Psalmul 16 cu versetul 3 spune, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. În urmă e lumea, înainte Iisus. O ieșit evreii din Egipt, știți cum a fost marea majoritate? Numai cu capul înapoi. Ăștia n-au uitat Egiptul și toți au murit în pustie. Toți, numai Iosua și Caleb. Dar din generația care au ieșit, toți s-au perit pe drum. La cine i-a scos Domnul de aici? Ce viață faină aveam noi în Egipt, în lume. Numai oale cu carne acolo aveam, musturoi, făceam câte o friptură. Serios, asta era în Egipt? Dar ați uitat că, ca i-am zis că oamenii sunt ciudați, uită ce trebuie să țină minte și ce ar trebui să țină minte, ce ar trebui să uite, ține minte. Asta au făcut. Au uitat că în ultimul timp nici paie nu li se dădea și trebuiau să meargă să le culeagă prima dată, dar să facă același număr de cărămizi. Asta ați uitat? Bătăile alea. Că de-aia a intervenit Moise pentru unul dintre frații lui când îl bătea fără milă, că erau bătuți în fiecare zi. Ați uitat asta?
Ați uitat cum veneau soldații și vă luau copiii, băieții întâi născuți și omorați? Uitați asta? Doamne, ai milă de noi. Ajută-ne să uităm lumea cu tot ce este al ei. Trăim în lume, dar nu ca lumea. Noi trăim pentru gloria Domnului. De aia spune Pavel, dacă trăim, dacă trăiesc, pentru Domnul trăiesc. Amin? Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Și El e al nostru. Că e așa de mare, ajunge la toți. Ce ar trebui să uităm? Resentimentele, greșelile altora, trebuie să le uităm și astea? Da sau nu? Și ar trebui. Vă amintiți de Iosif? Am predicat eu la voi data trecută. A pus numele unuia dintre copii, cum i-a pus? Manase. Efraim la unul, care înseamnă rodire, și Manase, care înseamnă, ce înseamnă? Uitare. Ce uit. Cum să uiți, mă, ce ți-o făcut ăștia, mă? Dar te-o vândut ca pe o marfă la piață, mă. Cum să uiți? Că tot chinul ăsta datorită lor, cum să-i, ăștia nu merită, uitați. Merită. Pentru că Dumnezeu mi-a trimis ajutorul. Dumnezeu a fost cu mine în Egipt. Dumnezeu a fost cu mine în temniță. Și Dumnezeu m-a ridicat într-o bună zi. Pentru că Dumnezeu e la cârmă. Lăudat să fie Domnul. Și are ultimul cuvânt. Dar ajută Domnul pe cei care știu să uite. Unii zeci de ani nu uită. Ce frate, l-am iertat, zice. Sunt pocăit, eu nu mă joc cu pocăință. Am iertat că eu trebuie să eu din cină, mă împărtășesc, frate, dar zice, ce mi-a făcut el pe 7 septembrie 1900, toamna, nu uit până mor. Că m-o jigni grozav pe mine și casa mea. Aia nu iertare. Dumnezeu a uitat tot trecutul nostru. Nu-și mai aduce aminte de nimic. Bă, tu vrei în comitet, dar știi ce ai făcut atunci? Bă, nu uităm. Dumnezeu a aruncat în marea uitare, dar la noi, la Pentecostale, avem scafandri buni. Își iau ăștia câte 6 tuburi de oxigen, câte 6.000 de metri, de acolo scoateți. Ia, am mai găsit ceva. În 93 au făcut asta. Las că mai caut, mai la adânc, poate găsesc în 91 ceva. Doamne, ai milă de noi. Și ne iartă greșelile noastre precum? Doamne, trezește-ne și ai milă de noi. Merem mai departe. Am ajuns la T. Ajutor, da? La T. M-am gândit că cel mai potrivit cuvânt e cuvântul teamă. Teamă. Teamă de cine? Teamă de? De Domnul. Știți cui trimite Domnul ajutorul? Celor ce se tem. Nu e scris în Psalmul 34? Îngerii Domnului tăbărăsc. Unde tăbărăsc îngerii Domnului? În jurul celor ce se și le trimite ajutorul. Îi scapă din primejdie. S-a întâmplat așa cu Daniel? Vă amintiți de Daniel? În Babilon. Pe timpul lui Darius, spune Biblia, ajunge una din cele 3 căpetenii mai mari peste tot Babilonul, puși de Darius acolo. Și numai că ceea ce face diferența întotdeauna este înțelepciunea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu dă cu mână largă și întrecea pe celălalt doi. Și au zis ăștia, mă, trebuie să facem ceva, să-l oprim pe ăsta, pe evreul ăsta, că ăsta e un ghimpe. Și prima dată s-a uitat să-l găsească cu ceva neregulă în activitatea lui pământească. Au căutat, dar spune Biblia, n-au găsit nimic. Și zis, bă, găsim ceva. Unde găsim? În legea lui. Ce face ăsta, mă? Ăsta se roagă. Păi să nu găsească nimic ca oamenii noi, numai că ne rugăm. Amin? Așa să trăim.
Și-o plecat la dar. Și împărate, noi nu mai putem dormi noaptea. Noi te iubim, te apreciem. Ne-am gândit să dai o poruncă, ca pentru 30 de zile, tot Babilonul, toată împărăția să se închine și să-ți dea slavă numai ție. Și noi o să fim vigilenți așa pe recepție. Dacă cineva nu respectă porunca asta, noi pregătim o groapă cu lei flămânzi, ne ocupăm și de lei ca să fie flămânzi, îi aruncăm acolo și am terminat. Nu se poate așa. Eu plăcut lui Dario, neștiind ce urmăreau de fapt. O citi Daniel porunca, o văzut-o? Da. O a avut vreo teamă? Pentru că Daniel avea o singură teamă, nu două, una. Teama sau frica de Domnul care este începutul, nu de oameni, că frica de oameni e o cursă, nu de COVID, nu de viitor, de criză ce o să vină, nu de asta se temea. Acum știa că ăștia sunt pe urme lui, putea să spun, Doamne, a venit prigoana. Când a fost vreme de har, de libertate, asta am făcut evanghelizări pe Național Arena, pe nu știu unde, dar acum închidem geamurile frumos, pături acolo, mă rog ca Ana. Nu m-aș mișca Ana, buzele, că ascultă Dumnezeu și rugăciunea asta. Daniel nu s-a temut, că avea o singură frică, repet, o singură teamă. O lăsa geamurile deschise. Și cred că s-o ruga mai tare, că știa că vrăjmașii îl ascultă. Și-o fi spus, Doamne, vrăjmașii mei sunt pe urmele mele, dar ajutorul meu vine de la Tine. Am văzut aici în Babilon cum ne-ai trimis ajutorul de atâtea ori. Cred că de data asta o să faci la fel, că Tu ești mai tare ca lei. Tu ții totul în mâinile Tale și Tu îmi vei da biruință, Doamne. Eu nu mă tem de oameni. Vreau să Te laud și să audă și ei și să audă tot Babilonul. Tu, Dumnezeul lui Israel, ești adevăratul și unicul Dumnezeu. Tu meriți toată gloria, toată slava, toată cinstea. Glorie Ție în veci! Făcut o rugăciune Daniel și-o plecat de jos, împărate l-am prins. Unul singur, zice. Restul, tot Babilonul respectat, ăsta nu. Cine? Nu o să-ți placă, dar spune-mi, Daniel. Abia atunci o înțeles, Dariu, că de fapt a fost manevra lor. Îi zice, Dariu, Daniele, știi că la noi, la mes, la Perș, o poruncă, un edict semnat de împărat, nu mai poate fi retras. După ce se pune sigiliu, trebuie să ajungi în groapă, între lei flămânzi, n-am ce să-ți fac. Singurul care poate să te scape e numai Dumnezeu tău. Eu nu te pot ajuta. Ajutorul meu nu există, deși sunt împăratul Babilonului. Tu ai nevoie de alt ajutor. Nu de un ajutor omenesc. Tu ai nevoie de un ajutor divin. O noapte cu lei flămânzi. S-a împlinit Psalmul 34. Îngerii Domnului tăbărăsc unde? O zis Dumnezeu, Daniele! Îți trimit ajutorul. Aleluia! Și închid la lei și gura și ochii. O fi spus îngerii la lei. Știți că animalele îl înțeleg pe Dumnezeu? Apropo, îl ascultă. Avem referințe biblice. Nu a ascultat de Dumnezeu măgărița lui Balam? Nu a ascultat corbii? Care duceau lui Ilie, făceau naveta de două ori pe zi? Bă, corbii, nu porumbeii, porumbeii mai duc carne, dar corbii o mănâncă. Dacă îmi poruncește Dumnezeu, ascultă și corbii. O porunci la pești. Zice, 153 de pești mari, au zis Domnul Iisus. Acum ea ați intrat în năvod. Dar ce, nu erau și mici? Ba da, în apă sunt și pești mici și mari. Au spus Domnul, ăștia mici aveți interdicție, numai ăștia mari intrați. Că un Dumnezeu mare face lucrări mari. Să spunem din toată inima, slavă Lui. O asculta verme, nu o asculta verme. O ascultat și când o ros rădăcina curcubetelui și s-o usca planta lui Iona. O asculta verme când s-o dușul o mâncat pe Irod. O murit mâncat de verme. O grămadă de exemple avem în Biblie. O ascultat chitul. Peștele când l-a înghițit pe Iona și l-a dus la țărm. Ei, o zis Domnul la lei, stați cu minți,
cât ați răbdat, mai răbdați o noapte și vă promit că mâine vă dau mic dejun, prânz și cină. Veți mânca pisăturate. Ascultați-mă, stați liniștiți, că mai merit, mai merit o noapte. Că ăsta e sfântul meu. De asta nu vă atingeți. Că pe Dumnezeu l-ascultă. L-ascultă vânturile. L-ascultă marea. Când a spus Hristos pe mare, a spus vântule, oprește-te, liniștește-te, să fie liniște. S-a făcut o liniște mare. Doamne, oprește furtunile din familiile fraților și fă o liniște mare în seara asta, că Tu ești Dumnezeul nostru. Darius a învârtit toată noaptea așa. Nu a putut dormi. Dimineața a legat, a dat la o parte sigiliul, Petru, a strigat, Daniele, Daniele, om prea iubit! A putut Dumnezeul tău să te scape? Ți-o trimis ajutorul? Veșnic să trăiești, împărate, a putut, că Dumnezeul meu îi mare, trăiește. Nu-i de lemn, de piatră, e viu! Și ține în mâinile lui totul, să spunem aleluia în seara asta. Glorie lui! Că Dumnezeu trimite ajutorul. Amin? Când ai teamă, ai frică. Doamne, ajută-ne să avem frică într-o lume care nu se mai teme de Dumnezeu, să avem frică de Domnul. Amin? Așa să trăim. Și cum le-a promis Domnul alei, le-a dat mâncare din belșug, pentru că a zis, Dariu, prindeți-i pe ea doi cu familii, cu tot ce au și aruncați-i acolo. Că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Merită să ne temem de Domnul? Amin. Amin. Două lucruri mai avem și închem. Ajutor, am ajuns la inițiala O. Oare care ar fi mai potrivită? M-am gândit să o luăm pe aia din Psalmul 46, cu amintit aici Iacov. Psalmul 46, Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată în... Dar Psalmul 46 are un verset, și anume versetul 10. Ce spune în versetul 10? Opriți-vă. Știți cum cui trimite Dumnezeu ajutorul? Celor care știu să se oprească. Unde să se oprească? În primul rând să opresc și ajută și ei pe cei ce sunt în nevoi. Doamne, ajută-ne! Poți să primești ajutor dacă tu la rândul tău n-ajuți pe alții. Știți că sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Când noi de multe ori ne rugăm, Doamne, zici, du-te Tu la spital, du-te Tu, îi dăm noi de lucru Domnului. Domnul face ce nu putem noi. La mormântul lui Lazar a zis, dați la o parte piatra voi, nu eu. Nu s-o apucă, bă, voi stați așa, mâncați, spărgeți semințe, bă. Beți Coca-Cola, că dau eu. Nu, a zis, dați la o parte piatra voi. Dumnezeu face ce nu putem noi. N-aștepta ca să facă Dumnezeu ce poți tu. Du-te tu acolo. Oprește-te tu. Amin? Dă un cuvânt de mângâiere. Oprește-te în casa văduvei. Oprește-te în casa orfanului. Oprește-te la spital. Se spune aici, mai duceți să vă spunea Iacov la început la spital. Azi am fost la spital. Un frate de la Toflea, fratele Gheorghe, i s-a rupt colonul, el l-au scos ăștia afară într-o pungă, într-o situație foarte grea și mi-a spus cineva, nu vrei să mergem dacă ești aici în București, să facem o oprire la spital, să facem o rugăciune, să facem ungerea cu un de lemn. Și a spus, merită să ne oprim, pentru că este o oprire după voia lui Dumnezeu. Și ne-am rugat acolo și a spus, fraților, nu știți câtă bucurie mi-ați adus. Că ați venit la mine, m-am uitat în spital acolo, plin de bolnavi, plin de bolnavi, faturile full. Atât de puțin să mai opresc acolo. Și a zis Domnul Iisus, am fost în temniță, la spital, ați venit, v-ați oprit sau nu? Când, Doamne, că
când ați făcut aceste lucruri cui? Celor micuți ai mei, mie mi le-ați făcut. Oprește-te și zi o vorbă bună, un cuvânt de încurajare. Oprește-te și varsă o lacrimă. Amin? Fă ceva. Opriți-vă în dreptul celor căzuți și ridicați-i. Galateni 6:1, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeței. Doamne, ajută-ne! Opriți-vă! Nu vedeți că trăim într-o lume care ne gonește? Am ajuns să mâncăm pe fugă, să ne rugăm pe fugă, să citim câteva versete pe fugă, să vizităm părinții pe fugă sau... Nu mai avem timp. Alergăm. Unde alergăm? Că Dumnezeu strigă în seara asta aici la Dămăroaia. Opriți-vă! Și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste popoare, peste națiuni. Dumnezeu e la cârmă. Dumnezeu este pe tron. A oprit lumea asta în 2020. A oprit-o. Lumea a fost oprită pe loc. Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu vreți să te oprești? Opriți-vă din goana după lucrurile lumii. Amin? Și asta e o oprire bună. Am cunoscut pe cineva care pe vremuri lucra pe un tir de ăsta și era plătit la kilometri. Nu era ca acum cu tahografi, cu control. Făceai câți kilometri vroiai ca să faci. Goană și goană să facă targetul, să ia nu știu câți bani pe lună. Și durere, îmi durea. Și spune, băi, oprește, du-te la spital, vezi că ceva, la un doctor. Nu, no, trebuie să fac targetul. M-a luat niște calmante cu pumnul la calmante. Kilometri să fac. L-a dus cu salvarea. Nu mai putut. Când l-a dus la spital, cancer în ultima fază peste tot avea. S-a oprit definitiv. Că Dumnezeu a spus, bă, de la primele dureri, oprește-te. Lasă tu kilometri, lasă tu, oprește-te, că ești angrenat într-o goană nebună. Oprește-te, vezi, alergi pe calea cea bună. David a spus, cercetează-mă și vezi unde sunt. Dacă sunt pe o cale rea, ia-mă și du-mă, pune-mă pe calea veșniciei. Pavel a spus, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști, eu alerg spre țintă. Și ținta noastră e cerul. Lăudați să fie Domnul. Filipeni 3:20, dar cetățenia voastră unde-i? În ceruri, de unde așteptăm să vină Mântuitorul, să vină Iisus. Și tot ce se întâmplă pe mapamond, ăsta are un mesaj clar. Maranata, Domnul nostru vine. Nu vreți să ne oprim în seara asta? Cercetează-te. Verifică, ești gata pentru zbor? Ai mijlocul încins? Ai făclia prinsă? Ești îmbrăcat cu haina mântuirii, ai picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Ce-i cu tine, omule? Doamne, ajută-ne să ne oprim. Și ultima inițială și închem. Am ajuns la R. Ajutor. Știți cui trimite Dumnezeu ajutorul? M-am gândit. Spune Corneluș aici de rugăciune. Ar fi o idee, da? Am rămas la alt cuvânt. La răbdare, celor ce rabdă totul până la capăt. E scris în Matei 24 cu versetul 13 un cuvânt al Domnului Iisus, care spune așa, cine va răbda până când? Până la sfârșit. Va fi mântuit. Mai avem răbdare? Uneori nu avem răbdare să gate slujba. Ne foim. Ne uităm pe telefoane că ne așteaptă turcii sau chinezi sau nu știu cine, grecii. Dristul, spuneați, băi, ai folat Dristul? N-am folat Dristul, zic, băi, să vezi ce e acolo. Ce e acolo, mă? Nu mai avem răbdare să ascultăm, nu suntem cu mintei, suntem cu mintea nu știu unde. N-avem răbdare să ascultăm pe cineva. Nu-ți cere nimic, bani. Numai să-l asculți. Un vecin de-al meu, frate cu tata, nu mai este, acum a murit. Și a murit nemântuit, din păcate. Era singur, murise nevasta, copiii n-avea.
Și venea la gar, când mă prindea acasă, eu stau rar acasă, dar când mă prindea, că mie îmi place când sunt acasă să lucrez, pe la copaci, pe la pom, pe la cartofi, pe la solar, și lucram la straturi într-o zi și zic, nepoate, ce mai faci? Și povești. Și îmi povestea el din armată. A făcut armata la Grăniceri, la Bihor, îmi povestea de caiul lui, cum îl chema pe unul Murgu, unul Suru, unul nu știu care, așa, explica el pe fâșii. Bă, numai de 20 de ori aceeași poveste. Uneori aș fi putut să intervin, să-l corectez. Eu spun, nu e așa, data trecută ai spus-o altfel. Dar când îl vedeam pe om că e așa de bucuros că o găsit și el pe unul care are răbdare să-l asculte până la capăt, și asta povestea cel puțin 45 minute, de la 45 în sus, așa de bucuros, zic, Doamne, dăm răbdare să-l ascult până la capăt. A dat mâna un predicator, un predicat fain. Și-o zic, pace, frate, ce mai faci? Cum ești? Și ăla strânge de mână, zice, chiar ai timp să mă ascult, să-ți spun ce mai fac? A, zice, nu, că mă grăbesc, n-am eu răbdare. La ce mai întreb, mă, atunci? Că nu mai avem răbdare să ne ascultăm unii pe altul. Să mai plângem unul pe umărul celuilalt. Ce ar trebui să răbdăm? Roman 15 cu 1, cel tare să rabde pe cel. Noi care suntem tare, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. O răbdat Moise pe Aron și pe Maria, frații lui? Da. Îl vorbeau și îl... O trebuie să intervină Dumnezeu și până la urmă pe Maria o scos-o afară din tabără și o lovit-o cu lepră. O răbdat David pe Saul? Că l-a uns Samuel în locul lui, dar o trebuie să aibă răbdare. Cât o a avut răbdare? O 38 de ani. Unul a spus, zice, dacă nu mă ordinează diacon nici anul ăsta, zice, frate, mă duc în altă parte. Și ăsta a așteptat 38 de ani. O răbdat. Ba Dumnezeu îl dă de două ori pe Saul în mâinile lui David. Și cei de pe lângă el au spus, Domnul l-a trimis, nu poți să spui nu. Dacă noi intrăm în peșteră și ne ascundem și el vine aici să odihnească la umbră, bă, ți-l a trimis Domnul în mână. Tu nu vezi că e lucrarea Domnului? Și a zis David, să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul lui. A ce faci? Îți dator să rabd. Până când, mă? Când vrea Domnul? Nu mai o tăiat haina, i-o luat ulciorul și sulița în pustia Zif, nu? De două ori. Și atât tot. Dar nu s-a atins de el, l-a răbdat până la capăt. Doamne, dă-ne răbdare. Ce ar trebui să răbdăm? Să răbdăm Iacov 1 cu 12. Ferice de cel ce rabdă, ce rabdă? Ispita. Căci după ce a fost găsit bun, ce va primi? Cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Știți că avem ispite? Diavolul are ispite pentru toate generațiile, are pentru copii, adolescenți, tineri, maturi, familiști și pentru slujitori, și pentru păstori. Citeam despre un păstor, era american, invitat la o convenție să predice, cum sunt marile convenții americane, spunea Ionatan că se duce în toamnă, acolo Doamne ajută să ajungă cu bine, spuneți amin. Așa. Și ăsta o parca greșit, știți cum e în America, cum e și București acum, dacă îți dă amendă rapid. El știa că vine polițistul, pe un bilet o scrie, zice, domnule polițist, știu că treceți pe aici, eu sunt pastor de 25 de ani, fiți indulgent că nu m-am dus la bar, m-am dus la o convenție. Aici trebuie să țin niște teme foarte importante și ca să îl sensibilizeze, o scrie și un citat din Tatăl nostru și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. O ținut tema, o venit înapoi, amenda, cât Biblia mea, eu pus-o în geam, dar și un bilet polițistul. Zice, domnul polițist, și eu sunt, domnul pastor, și eu sunt polițist de 15 ani, și nu pot ca să îmi risc serviciu pentru dumneata.
Pentru că legea e lege pentru toți. Și eu scris și el un citat din Tatăl nostru, zice, și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău, amin. Să ne ajute Domnul să nu ne ispitim unii pe alții. Amin? Nici cum ne îmbrăcăm, nici cum ne comportăm, să fim atenți în toate și să biruim toate ispitele. Amin? Și la final să ne aștepte cerul cu luna. Iosif, n-a biruit ispita? Nevasta lui Potifar, nu? I-a propus și a zis, nu pot. Rab de ispita. Pentru că mă tem de Dumnezeu. Vreau să-L păstrez curat. Eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu cu inima curată. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Eu trimis Dumnezeu ajutorul? Da. Că atunci când rabzi ispita, Dumnezeu îți trimite ajutorul. Vreți ajutor de la Domnul? Știm ce avem de făcut. Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Să nu vă plângeți când nu vine. Că nu-i Dumnezeu vinovat. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu promite ca guvernanțe și apoi spune mai la toamnă. Dumnezeu se ține de cuvânt. Ți s-a mărit faima, Dumnezeule, până împlinirea făgăduințelor tale. Să spunem aleluia în seara asta. Să ne facem partea noastră. Vreți ajutorul? Să împlinim ce înseamnă ajutor din perspectiva Bibliei. Și negreșit, neîntârziat, Dumnezeu ne va trimite ajutorul. Ridicați-vă în picioare, ne ridicăm ochii spre Domnul, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi vine ajutorul? Ne ridicăm ochii spre muntele Domnului. Aleluia, aleluia! Doamne, trimite ajutorul în seara asta. Dar ajută-ne și noi să ne facem partea, să binecuvinteze Dumnezeu Biserica Maranata Dămăroaia, să binecuvinteze Dumnezeu familie dumneavoastră, familia mea, și împreună, mână în mână, spre împărăția Domnului. Amin. Ne rugăm și mulțumim Domnului pentru seara asta. Amin.